vinerea seara am fost la o ceremonie, la o nuntă. După care sâmbătă, pe la amiază, mi-a stat rău, am avut febră 39, febră mare, greață și diaree. Trecut la nuntă și a doua zi duminică am simțit rău. Păi, am mâncat mai multe băcate, deci salam și deci pești, niște sălături, mai puțin mai bine, dar totuși încă sunt amețeli. Pe lângă maturi au avut de suferit și doi copii, care acum se află la Spitalul de Boli Infecțioase pentru Copii din Capitală. Copiii spitalizați, stare generală stabilă. Administratorul localului neagă faptul că invitații s-ar fi intoxicat cu bucate preparate la restaurant. Nu, 100% sunt ei toți să vină dintr-un raion și ei înainte de asta au venit așa. Am fost total luat toate analizele, tot, absolut total. Și 5 zile sunt gata și atunci se confirmă nimeni, nu poate să vă dă acum. Iată, vă dă o răspuns, ANSA, serviciul Sanepidu, puțin răbdați. Specialiștii au prelevat probe și în decurs de 10 zile vor fi prezentate rezultatele. Până atunci, restaurantul va rămâne închis. Specialiștii au mers la fața locului, au evaluat obiectivul, au găsit mai multe nereguli. De aceea, astăzi am emis hotărârea de suspendare a activității pentru dezinfecție. La nuntă au participat 134 de persoane.